Abbiamo delegato i figli d'arco, Etienne, a Diaspori, conforme alla norma che viene presentata. Abbiamo delegato il conoscimento e il dialogo con il dono primario, che tenete un modello furto. Però sarà problema. Domnul și domnilor iubiți prieteni, bună ziua și bine ați venit la Botoșani. Am câteva gânduri să vă împărtășesc în ziua de astăzi. Și o să vă spun că sunt onorat în calitate de primar al municipiului Botoșani să particip alături de dumneavoastră la evenimentul de astăzi. Este o premieră. Atât pentru dumneavoastră, membrii și simpatizanții Dreptei Liberale, din primul congres al partidului, cât și pentru orașul nou, pentru orașul nostru. Pentru prima dată gazdă unui congres național al unei formațiuni politice. Țin să mulțumesc pentru alegerea făcută conducerii Partidului Dreapta Liberală, președintelui Cataramu. Este o formă de respect manifestată de Dreapta Liberală față de botoșani și botoșene, care va atrage, sunt convins, simpatia multora dintre concitadinii noștri. La găzduirea de către Botoșani a Congresului Dreptei Liberale a contribuit relația sudată în ultima perioadă dintre liderul formațiunii dumneavoastră, domnul Viorel Cataramu și botoșeneanul Dumitru Băran. Om de afaceri de succes, cu viziuni liberale, limpezi și ferme în tot ceea ce a făcut și face ca persoană publică la Botoșani. Eu însumi, ca primar de dreapta, sunt bucuros că orașul Botoșani să găzduiască un astfel de eveniment de natură să sporească prestigiul și influența liberalismului în această zonă. Pe nedrept și absolut fals, decretată în prea multe rânduri ca un fief al stângii, al PSD-ului. Apropierea viziunii și doctrinilor partidelor de dreapta, de pe șchierul politic, nu poate să producă decât alt efect decât acela de a convinge un număr din ce în ce mai important de botoșeneni, de români, că singura soluție pentru dezvoltarea accelerată a țării este implementarea unor programe care să coaguleze forța tuturor liberalilor adevărați. Sper din toată inima ca evenimentul deosebit de astăzi să fie un succes de plin pentru Partidul Dreapta Liberală, pentru liberalism în general, iar botoșanii să se consacre, începând cu acest moment, ca un fie foarte. Vă mulțumesc mult și mult succes acestui congres.